Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanța, au depistat în flagrant delict un bărbat în timp ce vindea aproximativ 1000 de comprimate de droguri de mare risc. La data de 23 mai, polițiștii din cadrul Brigăzii de combatere a criminalității organizate Constanța au organizat și realizat o acțiune de prindere în flagrant delict a unui bărbat în vârstă de 51 de ani. Bărbatul în cauză, cetățean român, a fost depistat în timp ce vindea 984 de comprimate MDMA și 44 de fragmente comprimate MDMA. În continuarea cercetărilor pentru documentarea activității infracționale a persoanei în cauză, polițiștii au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior dispunându-se măsura de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul unor unități centrale și teritoriale ale Poliției Române.